Și să spun că a celuia care este prezent în seara aceasta să fie toată slava în veci de veci. Amin. Amin. Este un har din partea lui Dumnezeu pe lângă expresiile pe care le avem în mod obișnuit de a spune slăvit să fie Domnul. Care Domn? Slăvit să fie Duhul Sfânt. Care Duhul Sfânt? Slăvit să fie Iisus. Care Iisus? Este un har din partea lui Dumnezeu să putem formula expresiile acestea actualizându-le și spunând aceluia Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt, care este prezent aici să fie slavă. Mărire Lui! Glorie Lui! Glorie Lui! Amin! Mă bucur pentru lucrarea din seara aceasta. Mărire Lui! Mă bucur pentru prezența voastră. Mărire Lui! Și ne bucurăm de prezența Domnului în mijlocul nostru. Amin! Să fie Domnul! Preabiți frați și preabite surori, ne bucurăm să fim împreună cu voi. Amin! Probabil că sunt pentru prima dată în locul acesta. Însă mă bucur să fim la oaltă și mă bucur că cineva este aici și ne onorează în seara aceasta. Aleluia! Și acesta este Duhul Sfânt. Mărire Lui! Glorie Lui! Am fost atent la lucrarea pe care Duhul Sfânt o făcea în seara aceasta. Și de acasă aveam un plan și aveam un proiect. Dar aș vrea să mă alătur Duhului Sfânt și să las pe Duhul Sfânt, că El a lucrat până aici. Aleluia, glorie Lui! Și să las pe Duhul Sfânt ca să lucreze în continuare între noi. Amin? Amin. Am o întrebare și la întrebarea aceasta vă invit să răspundeți. Doriți ca Duhul Sfânt să lucreze în continuare? Amin. Glorie Lui, glorie Lui! S-a citit un cuvânt în seara aceasta, un psalm, psalmul 61. Un psalm care vorbește despre un drum. Un drum care nu-i ușor și un drum care este greu. Și dacă privim spre psalmul 61 și spre David, observăm că David are de parcurs un drum. De undeva de jos până unde? Până undeva sus pe o stâncă. De aceea mesajul pe care vreau să vi-l aduc înaintea voastră în seara aceasta l-am intitulat Drumul dinspre groapă spre stâncă. Mărire Lui! Este un drum greu, nu este un drum ușor, este un drum, atenție, prin care trecem toți, dar este un drum pe care Dumnezeu îl cunoaște. Aleluia! Amin? Amin! Este un drum pe care Dumnezeu îl cunoaște și mesajul din seara aceasta pentru noi prin Duhul Sfânt și din partea lui Dumnezeu este acesta. Drumul dinspre groapă spre stâncă este un drum pe care Dumnezeu îl cunoaște, slăvit să fie numele. Glorie Lui! Știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 61? Că drumul acesta dinspre groapă spre stâncă trece înaintea ochilor lui Dumnezeu care îl vede și înaintea urechilor lui Dumnezeu care ne aude. Aleluia! Așa este. Amin. Psalm, versetul 1 spune așa. Ascultă, Dumnezeule, strigetele mele. Vine psalmistul înaintea Domnului și spune, Doamne, ascultă strigetele mele. Într-o altă ordine de idei, Doamne, auzi-mi strigătele. Pentru că dacă observăm diferența de expresie, în primul verset spune așa, în prima parte, ascultă Dumnezeule strigătele mele și apoi, atenție, o diferență. Ia aminte la rugăciunea mea. În prima fază, Doamne, auzi-mi strigătele. Doamne, vezi-mi starea și atitudinea pe care o am în această groapă, în această disperare, în acest loc unde mă aflu, auzi-mi strigătele și vezi-mi starea. Știți care este cuvântul din seara aceasta pentru noi? Aleluia. Drumul dinspre groapă spre stâncă trece prinaintea ochilor și a urechilor lui Dumnezeu. Aleluia, glorie Lui, glorie Lui! Poate că te întrebi în seara aceasta, Dumnezeu nu mă mai aude.
întreb în seara aceasta, Dumnezeu nu mă mai vede. E tu Sfânt la Betel. Aleluia, glorie lui. Dumnezeu vede. Glorie lui, aleluia, aleluia. Domnului. Și ce spune psalmistul la un moment dat? În psalmul 94. Atenție! Cel ce a sădit urechea, aleluia, s-ar putea să ne audă? Mare ești, Doamne. Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? O, Doamne, mare ești, aleluia! În seara aceasta, cel care a sădit urechea, măriței fie numele, și cel care a făcut ochiul este aici, vede și aude glorie lui, glorie lui. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Agar? O roabă necăjită, o roabă întristată, care fuge dinaintea sarei, fuge în pustiu, lângă un izvor. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în cartea Geneza, capitolul 16, versetul 11. Îngerul Domnului i-a zis, iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Izmael. Căci Domnul ce? Căci Domnul a auzit mâhnirea ta. O, Doamne, mare știu. Este interesant că avem un Dumnezeu care aude nu rugăciunile verbale sau nu doar rugăciunile verbale. Este un Dumnezeu care aude un mesaj pe care noi îl transmitem, poate nu verbal datorită lipselor de putere, poate nu verbal datorită stărilor în care am ajuns atât de grele și atât de dificile. Este un Dumnezeu care aude ce? Mâhnirea lui. Glorie lui, glorie lui, glorie lui. E aici Dumnezeu care aude mâhnirea. Aleluia. E aici Dumnezeu care cunoaște tainele. Cuvântul lui Dumnezeu, știți ce spune mai departe? Știți ce spune Agar? În versetul 13. Ea a numit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeul care mă vede. Căci a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. Mărire lui. În evreiește Agar spune așa, tu ești Dumnezeul El Roi, Dumnezeu care vede. Glorie lui. Și mesajul pe care tu, Sfânt, îl are la Betel este acesta. Pe drumul acesta, dinspre groapă, spre stâncă, Dumnezeu este Cel care vede și Dumnezeu este Cel care aude. De aceea aș vrea în seara aceasta, în unitate, atenție, și cu toți împreună să spunem, da, Dumnezeu vede și aude. Glorie lui, aleluia. Oameni buni, în drumul nostru, dinspre groapă, dinspre durerile noastre, dinspre suferințele noastre, dinspre căderile noastre, dinspre așteptările noastre, din testările, atenție, emoționale, spirituale, financiare, pe drumul acesta există un Dumnezeu care vede și aude, lăudat să-i fie numele. Glorie lui. Eu așa întâlnesc în Sfânta Scriptură, că nu vede și n-aude Dumnezeu doar probleme care au de-a face cu domeniul spiritual. Da! Dumnezeu vede și aude și aceste probleme și aceste cereri. Găsesc în Sfânta Scriptură că Dumnezeu este un Dumnezeu care vede și aude și probleme care au de-a face cu domeniul emoțional. Și probleme care au de-a face cu domeniul financiar. Și probleme care au de-a face cu domeniul familiar. Așa este! Amin! Să fiți și lăudați să fie numele! Glorie lui! Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe? Căci drumul acesta, dinspre groapă, spre stâncă, mai trece pe undeva. Mai trece înaintea inimii lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele! Mărirea lui, aleluia! Cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și psalmistul spune așa, a doua parte a versetului. Ia aminte la rugăciunea mea. Este important ca Dumnezeu să vadă rugăciunile noastre. Este important ca Dumnezeu să audă rugăciunile noastre. Dar eu întreb, dacă nu ia aminte, cât de ajutor poate fi că vede și că aude? Însă acest Dumnezeu vede, aude, dar Biblia nu mai spune ceva, că acest Dumnezeu ia aminte. Glorie lui.
Drumul acesta pe care noi mergem nu trece doar prinaintea ochilor lui și a urechilor lui. Drumul acesta pe care mergem trece înaintea inimii lui. Putem să spunem în seara aceasta, binecuvântat să fie Domnul care ne iubește. Gloria lui. Drumul acesta trece înaintea inimii lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Lui Dumnezeu îi pasă de noi. Aleluia! Lui Dumnezeu îi pasă de noi. Știu că s-au schimbat vremurile. Știu că s-au schimbat legile. Știu că s-au schimbat oamenii. Dar aș vrea să spunem ceva cu tărie împreună. Iisus Hristos este același ieri. Glorie lui, glorie lui. Glorie lui. Glorie lui. S-au schimbat multe lucruri. Poate chiar oamenii din adunare se pot schimba. Poate chiar frații surori se pot schimba. Dar există cineva care nu se schimbă niciodată și acela este Dumnezeu. Mărire lui. Și știți la ce ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta? Să mai ne adăjduim încă la bunătățile Lui. Oare putem, atenție, putem în situația în care suntem, vorbind despre o situație critică, poate spirituală și lui, nu trăim vremuri ușoare, poate financiară și lui, cunoașteți vremurile, poate emoțională și lui, pentru că știți ce trâmbițează Duhul Sfânt peste tot pe unde merge? Că emoțional oamenii nu mai au pace și bucurie. E o vreme critică emoțională? E! Oamenii nu sunt mai bucurat. Au frici? Sunt întristați? Sunt amărâți? Datorită tuturor veștilor care circulă, care sunt. Însă totuși, se ridică o întrebare în seara aceasta. Având în vedere vremurile pe care îl trăim, crizele spirituale, oamenii care se schimbă, legile care se dau, chiar lumea aceasta pare să fie cu totul alta de cea care a fost până acum un an. Mai întreb ceva. Mai putem să ne nădăjduim în numele Domnului? Aleluia! Îi mai pasă lui Dumnezeu în secolul acesta, în anul 2021, de noi? Amin! Îi pasă. Știți ce găsesc în Scripturi? Da! Este scris despre vremurile din urmă că multe lucruri negative se vor întâmpla. Dar știți ce mai scrie în Sfânta Scriptură despre vremurile din urmă? Ce va face el? Ce va turna? Va turna din Duhul lui. Mărire lui! Știți ce a turnat Dumnezeu din Duhul lui săptămâna trecută? Care săptămâna trecută are de-a face cu vremurile din urmă? A turnat Duhul Sfânt peste aproape 20 de suflete. Glorie lui! La lege. Aleluia. Aleluia. Și rămânem în ideea că vremurile sunt dificile. Și pun o întrebare aici. Pe vremea prorocului Ieremia, când cetatea lui Dumnezeu Ierusalim era dărâmată, când poporul lui Dumnezeu fusese dus în exil, luat rob, întreb, într-o asemenea stare, mai putea cineva să ne nădăjduiască în Domnul? Mai putea cineva să zică, bă, totuși, mai sunt șanse. Și ce spune profetul Ieremia, în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 21. Iată, Ieremia se afla în situația în care cetatea Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu era dărâmată, poporul Israel lua ca rob. Într-o astfel de situație, Ieremia spune așa, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Și aici, dacă credeți, să spuneți amin, bine? Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Amin, glorie lui. Slăviți să fie Domnul. Glorie lui. Îndurările lui nu sunt la capăt. Aleluia. Slăviți să fie Domnul. Lui. Și se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Trăiască Domnul, aleluia. Într-o situație poate chiar mai critică decât cea în care noi trăim, Ieremia spune așa, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Măriți-te, nu sunt la capăt. Aleluia. Prin drumul
dinspre groapă spre stâncă, bunătățile lui Dumnezeu pentru noi nu s-au sfârșit. Glorie lui. Și îndurările lui nu sunt la capăt. Mărire lui. Ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Mărit să-i fie numele, aleluia. Dar eu pun o altă întrebare, că Satana ne dă târcoale în mințile noastre cu orice gând. Și spune, da, frate Beni, dar tu știi că mai există consecințe. Și așa vine Satana cu două din astea de îndoială, numai să nu crezi că Dumnezeu mai poate ce face ceva. Da, Beni, dar să știi că sunt consecințe, noi am păcătuit, avem anumite situații, noi le cunoaștem, noi ne tragem pedepsele. Eu am o întrebare din Biblie. Cetatea Ninive, cum a fost? O cetate care poate și noi ne punem în locul ei în seara asta și spunem, Doamne, noi nu mai credem că situația noastră, că viețile noastre trec prinaintea inimii tale, că noi suntem sub pedeapsă, că noi ne tragem consecințele, că noi am făcut anumite lucruri. Ce spune Dumnezeu despre cetatea Ninive? O cetate despre care, da, poruncise Dumnezeu și hotărâse ceva. 40 de zile și ce? Va fi nimicită. Și Biblia ne spune că oamenii au început ce? Să postească și să se roage. Mărire lui. Că au început să se crească. Și observăm pe un Dumnezeu care și în minia lui și într-o perioadă poate de pedepsire și într-o hotărâre luată de nimicire, Dumnezeu datorită căinței este înduplecat și lasă ce? Lui, glorie lui! Aleluia! 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 Credeți? Glorie lui! Dar știți ce spune David? David numai că se confrunta și gata. Și ce spune David la un moment dat când vine prorocul Gad la el și spune David? Alege trei nenorociri. Ai făcut o greșeală înaintea Domnului, alege trei nenorociri. Oare nu, eu ce vă citesc? Vă citesc din Biblie, nu din alte cărți. Și ce spune David la un moment dat? Și prorocul îi zice, vrei să fii fugărit de vrăjmași? Vrei foamete? Vrei ciuma să bântuie? Și David zice așa, în 2 Samuel, capitolul 24, versetul 14. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. Of, mai bine să cădem în mâinile Domnului că ce? Aleluia. Căci îndurările lui sunt nemărginite. Aleluia, mărire lui, glorie lui. Ca să nu cadă în mâinile oamenilor. Glorie lui. Există un Dumnezeu în seara aceasta care dă șanse. Aleluia, glorie lui. Glorie lui. Domnului. Drumul dinspre groapă spre stâncă trece înaintea inimii lui Dumnezeu, lăudați-i. Mărețe fie numele, aleluia. Și ce spune David într-o perioadă de strântorare? Doamne, ia aminte! Dar de ce striga ia aminte? Eu am o întrebare. Simplă, concretă, directă. Dacă dumneavoastră ați ști că eu nu am niciun ban sau aș avea câteva sute de lire, și dumneavoastră aveți nevoie de 1000 de lire și poate aș avea 100. Vă întreb. Mi-aș cere ajutorul? Nu. N-am cum să vă ajut. N-am 1000 de lire. Dar dacă dumneavoastră ști că sunt un patron, că am o anumită afacere, că dețin o anumită sumă de bani mare, mi-aș cere ajutorul? Amin. De ce oare David vine înaintea lui Dumnezeu acolo unde se afla? Știți unde se afla? La capătul pământului. Dar oare e vorba de punctul de vedere geografic? Întotdeauna când îl simțim pe Dumnezeu departe de noi, avem impresia că suntem la capătul pământului. Așa e, drept. Poziția lui David față de prezența lui Dumnezeu în ce privea sentimentul pe care îl avea era acesta. Un Dumnezeu extrem de distant. Adică el se afla undeva la capătul pământului departe. Dumnezeu era departe. Și totuși
În situația asta, David îndrăznește și spune ceva. Ia aminte la rugăciunea mea, Doamne, Gloria știu că ține, poate să-ți pese de mine. Aleluia! Duhul Sfânt spune în seara aceasta că există un Dumnezeu. Aleluia! Care îi pasă de noi. Aleluia, mărire Lui! Gloria Lui! Este un Dumnezeu la care îi pasă de noi. Aleluia, Dumnezeu! Slăbi să-i fie. Gloria Lui! Merge cuvântul lui Dumnezeu mai departe și mai spune ceva. Drumul dinspre groapă, spre stâncă, mai trece pe undeva. Trece prinaintea ochilor lui Dumnezeu? Prinaintea urechilor lui Dumnezeu? Trece înaintea inimii lui Dumnezeu? Dar mai e nevoie de ceva, nu? Bun, ochii au văzut, urechile au auzit, inimii îi pasă și oare e nevoie de ceva practic? E nevoie de o lucrare dumnezeiască? Aleluia. Drumul dinspre groapă spre stâncă trece înaintea brațului puternic al lui Dumnezeu. Mărirea Lui. Gloria Lui. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Știți ce spune psalmistul? Versetul 2 așa. De la capătul pământului stric către tine cu inima mâhnită și zic: du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Mărirea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu pentru seara asta, dar nu numai pentru seara asta, pentru noi fiecare în parte. Aleluia. Spune așa, că drumul dinspre groapă spre stâncă trece înaintea brațului puternic al Mărirea Gloriei Lui. David spune așa: Doamne, du-mă! În alte cuvinte, se afla într-o poziție foarte dificilă, undeva jos și spune așa: du-mă, dar nu în jos! Du-mă spre stânca pe care n-o pot ajunge! Ridică-mă cu brațul tău spre stânca pe care n-o pot ajunge! Mărirea Lui! Drumul acesta trece înaintea brațului puternic al lui Dumnezeu, care oferă și dă ridicare prin Duhul Sfânt. Gloria Lui! Dintre dumneavoastră puteți să mărturisiți că în viața voastră, la un moment dat, într-un punct imposibil, cine spune aici de punct imposibil? Fratele Beni, dacă nu greșesc. Mărirea Lui. Într-un Doamne, punct glorie imposibil, că nu mai erau șanse, a fost întins o mână care a ridicat. Glorie Lui. Fratele Dinu spune: aici sunt. Eu mă alătur și spun: aici sunt. Și întreb: dumneavoastră puteți spune care aleluia, sunt? Aleluia, 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 Lui. Glorie Lui. Prezența noastră în locul acesta, atenție, dovedește, fără umbră de îndoială, că o mână ne-a ridicat într-o zi. Aleluia, glorie Lui, glorie Lui. Aleluia, aleluia. Mulțumesc, Domnule. Aleluia. Ce ne-au dus aici, părinții? Mulțumesc. Ne-au dus părinții. Dar până să ne aducă părinții fizic, cine ne-a dus aici? Frații mei, l-ați văzut aici pe un tânăr sau ați auzit aici pe un tânăr care se ruga. Știți pe tânărul ăsta de unde l-a scos Dumnezeu? Aleluia. Din groapa mucirilor. Aleluia. Din groapa mucirilor. Dar oare ce groapa aia mucirilor? Oare ce-i fundul acela atât de alunecos și întunecos? Într-o zi acest tânăr, 6 ani de zile din adolescență, de la vârsta de 12-13 ani până la 18, într-o zi acest tânăr era dependent de heroină, una dintre cele mai periculoase droguri, la care niciun doctor nu avea șansă. Era dependent de multe, multe lucruri. Nu facem listă, că nu-i nevoie. Și ani de zile, nici oamenii n-au dat șanse. Nici eu că-s frate n-am putut să fac nimic. Nici părinții că-s oamenii al lui Dumnezeu n-au putut să facă nimic. Dar într-o zi! Aleluia! Aleluia! Într-o singură zi când și-a plecat genunchii pe aleluia! Și-a spus: du-mă pe stânca pe care aleluia! Glorie Lui! Dumnezeu s-a atins. Aleluia! Fără mână de om. Aleluia! Fără prezență de oameni. Aleluia! Aleluia! Dacă o prezență dumnezeiască. Aleluia! 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 4 ani. Aleluia! De când Dumnezeu a făcut eliberarea asta. Aleluia! Și din ziua aia
a început să se îndeletnicească și să atenție cum era dependent înainte de droguri. Acum și zice dependent. Aleluia. E Scriptură. Aleluia. Dependent de rugăciune. Aleluia. E dependent de adunare. Lăudați să fie gloria lui. Aleluia. Frații mei, știți la ce ne cheamă Domnul seara asta? Să ne aducem aminte de unde ne-a ridicat. Aleluia. Oameni buni, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Psalmistul David în Psalmul 40. Doamne mărește, aleluia. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigetele. Aleluia. M-a scos din groapa pieirii. Aleluia. Fugul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Lăudat să fie Domnul. Glorie ție, aleluia. Aș vrea în seara aceasta să facem o rugăciune. Aleluia. Aleluia. Și pentru toți cei care cred și au spus amin. Aleluia. Și se află pe drumul acesta dinspre groapă, spre aleluia. Stâncă. Aleluia. Îi invit în seara aceasta să vină. Aleluia. Și să ne rugăm pentru aleluia, aleluia. Dragii mei, aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aleluia. Aș vrea să începem să cântăm o cântare și pe un fond muzical să facem și lucrarea aceasta. Aleluia. Aș vrea în seara aceasta să ne deschidem inimile la cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să credem că Iisus e aici. Amin. Aleluia. Dragii mei, sunt multe mărturile pe care pot să le aduc înaintea voastră. Dar știți ce-mi doresc în seara asta? De aici să se ridice mărturii. Aleluia. Da, este frumos să auzim mărturile lui Dumnezeu. Dar aș vrea în seara aceasta să vedem mărturii. Aleluia. Aleluia. În seara asta lucra. Aleluia. Dacă ai o durere, dacă vrăjmașul te mai ține legat, dacă sunt lucruri care te țin în fundul mocirii, dacă sunt lucruri care te țin legat și nu te poți ridica, dacă n-ai putere să strigi, să spui, Doamne, ajută-mă! E unul aici care rupe. Aleluia! Este nevoie. Aleluia. Să punem în aplicare tot ce am învățat până aici. Aleluia. Este nevoie să punem în aplicare tot ce am crezut până aici. Aleluia. Nu contează că e joi seara, nu contează că e duminică seara, aleluia. Nu contează locația, nu contează oamenii. Fratele Dinu spunea ceva, căci Dumnezeu a hotărât o seară de har. Aleluia, glorie lui. Știți când începe Dumnezeu să lucreze? Când îi dăm voie. Aleluia. Dumnezeu vrea să lucreze. Și planul lui Dumnezeu pentru omenire a fost acesta să lucreze. Dar știți ce spune Ioan 3:16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a trimis pe Fiul singurul său Fiu, ca să piară. Ca oricine ce? Crede în noi. Ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni care cred și vor. Aleluia. Planul lui Dumnezeu este să lucreze și să ridice. Planul lui Dumnezeu este să dea noi puteri și speranță. Planul lui Dumnezeu este să dea vindecare. Știți ce ne-a spus Duhul Sfânt în seara asta și întreb? Cine a vorbit în seara asta? A vorbit Duhul Sfânt. Amin. Știți ce spunea Duhul Sfânt? Că drumul pe care suntem dinspre groapă spre stâncă a trecut prinaintea ochilor și urechilor lui, lăudat să fie numele. Glorie lui. A trecut înaintea inimii lui și trece înaintea brațului său. Aleluia, glorie lui. Dacă Duhul Sfânt a vorbit și nu oamenii, Duhul Sfânt, eu știu că ceva, că ce vorbește, ce împlinește, aș vrea să intrăm cu toți în această cântare. Și în timpul acesta, dacă sunt oameni care vor să vină în față, care au nevoie de o rugăciune, care au nevoie de ridicare, de eliberare sau de vindecare, invităm să vină în locul acesta și noi ne vom ruga pentru ei. Eu vreau să vă spun ceva, și așa spunea și fratele Dinu de la început. Lucrarea asta, nu vrem să o forțăm, pentru că dacă o forțăm noi nu se întâmplă nimic. Și vrem să intrăm într-un duc de rugăciune ca Duhul Sfânt să lucreze. Aleluia!
Haideți să plecăm capetele în timpul acestei cântări. Să intrăm în duh de rugăciune și să cerem ca Duhul Sfânt să se coboare. Aleluia, aleluia. Vă spun ceva. Ieșim de aici și ne așteaptă lupte. Ieșim de aici și ne așteaptă necazuri. Ieșim de aici și ne așteaptă multe lucruri. Nu știm când vine Domnul. Nu știm când se întoarce Domnul. Aleluia. Cineva prea târziu și-a revenit în fire. Un bogat striga trimite-l pe Lazar. Aleluia. Și ce spune Abraham? Între noi și voi e o prăpastie. Nu se poate trece dintr-o parte în alta. Dar în seara asta nu într-o prăpastie. Între dumneavoastră și harul lui Dumnezeu. Aleluia. Există Fiul lui Aleluia. Dumnezeu. Aleluia. Există Fiul lui Dumnezeu care e aici și face unitate între noi și Dumnezeu Tatăl. Nu știm. Și nu vorbesc numai ca să vorbesc și să încurajez. Nu știm a cui ziua de mâine. Oameni buni! Ne-am obișnuit cu expresia aceasta, dar este un adevăr, amin? Aleluia! Ne-am obișnuit cu expresia aceasta, dar este un adevăr. Un frate de-a meu, sunt martori aici, frați, la vârsta de 17 ani, perfect sănătos! M-am închis de ochii să duce și nu mi-am întâlnit pe el niciodată. La 17 ani, eu m-am gândit că mă duc la Domnul la 50, la 60, când a venit Domnul, la 17 ani. Ce-ți garantează ție că ești aici? Și că mai ai de trăit mult? Și că în situația în care te afli, ai șansa de ieși de aici, orice s-ar întâmpla, că tu vei ajunge în cer. Aleluia! Eu vă spun ceva. Dumnezeu e aici să-L întâlnească. Aleluia! Dumnezeu e aici să-L elibereze. Aleluia! Dumnezeu e aici să rupă legături și doar El poate să facă. Aleluia! Intrăm cu toți în duh de rugăciune. Se cântă cântarea aceasta și toți cei care au nevoie să ne rugăm pentru ei să vină în față și Duhul Sfânt să dea biruință să lucreze. Amin.